Din pregătirea rezidenților și studenților lipsesc foarte multe lucruri, asta e clar. Și începem cu toții, când intri practic în spital, ești complet nepregătit. Dar bine, asta este probabil o chestie normală, este o trecere normală dintr-un fel al lucrurilor în alt fel al lucrurilor. Ceea ce lipsește este, sunt niște fapte de-astea de viață adevărată. De, noi nu știm, nici rezidenții nu știu legislație, nu știu drepturile rezidenților, nu știu drepturile pacienților, nu știu tot ce ține de legislația asta de prețul, care ține de prețul medicamentelor, de exemplu. Noi nu știm toate lucrurile astea pentru că nu ni le spune nimeni. Iar acasă, timpul îl alocăm studiului specialității pe care o avem. Nimeni nu are timp să aloce timp suplimentar pentru studiul legislației, pe care oricum nu-l facem în timpul rezidențiatului, iar în timpul facultății se face statistică, se fac alte lucruri care... Cum poți să practici o meserie fără să știi legile care o guvernează? N-ai cum. Mă frustrează când aud răspunsul de ce ai dat la medicină, nu știai că nu se câștigă bani din asta. Și mă frustrează faptul că persoanele din conducere au uitat ce înseamnă să fii la baza lanțului trofic, să fii cea mai slabă verigă. Ajung într-o poziție de conducere și încep să ia decizii care se răsfrâng inclusiv asupra noastră, fără să ne ia în considerare. Asta este frustrant și dezamăgitor. Meseria mea este cea mai mare mândrie pentru mine. Pentru că să faci bine, să te trezești în fiecare dimineață și să te duci la spital și să faci bine, este în lumea și realitatea pe care o trăim noi astăzi, este un lucru absolut minunat. În limitele pe care le avem, în constrânși așa cum suntem, hăituiți, obosiți, alergați, la sfârșitul zilei, cel puțin o dată pe zi, există un pacient sau un aparținător care vine și te strânge de mână și îți spune mulțumesc.